Bună ziua, mă numesc Lazar Florin, sunt președintele Uniunii Naționale a Comunităților de Rom din județul Galați și aș vrea să vă povestesc, să zic așa, mica istorie a satului Podoleni, a comunității de Rom de la Podoleni. Se întâmpla undeva la sfârșitul secolului al XVIII, începutul secolului XIX, un grup de romi din Podoleni de Vaslui, venit aici în comuna Barcea pentru a construi o biserică, ei constructori fiind, au rămas aici timp de 3 ani, pe toată perioada în care s-a construit biserica și s-au acomodat cu oamenii de aici. Ei s-au așezat undeva pe marginea râului Bârlad, așa, și luaseră denumirea de bârlădeni datorită faptului că s-au așezat lângă Bârlad. Bineînțeles că cetățenii comunei Barcea nu mai spuneau că merg în Bârlădeni. Merg în Podoleni, pentru că acei romi veneau de la Podoleni de Vaslui și mergând în Podoleni a rămas denumirea de satul Podoleni, datorită acelor constructori romi, harnici, gospodari care au construit acea biserică din timpul acela. Ulterior s-au înmulțit romii, au mai venit alături de ei și alții, au construit o comunitate frumoasă, mare, cu care astăzi ne mândrim. Vă mulțumesc!